Eu vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi, vă doresc o seară cât mai frumoasă și pe data de 11 iulie votați așa cum vă spune sufletul și votați pentru oamenii care ceva au făcut în viață, dar nu care visează. Vă mulțumesc, ungheni, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!